Clube Mário Castro, Prefeitura Ineu. Buonasera, sono di Amafra, che adoro, spesso lo fanno utile. Pentru a da acest privilegiu de a putea arăta o carte care, scrisă fiind în lume, asemenea, va fi, deja este, într-o versiune de limba spaniolă. Eu, ca traducător, aș putea să vă sugerez că este foarte bine să aveți o carte în română și în spaniolă, spre a putea exercita chiar și copiii care am auzit și eu că își mai pierd limba română. De aceea au și versiune în spaniolă, dar punând accent pe versiunea română. Traducerea este o traducere fidelă, am făcut-o cu mare bucurie, pentru că pentru un traducător a traduce nu este așa de simplu. În primul rând, trebuie să-ți placă ceea ce traduce. Și în cazul acesta, eu am rămas încântat de poezia lui. De asta, mie nu la mine decât să mulțumesc prilejul pe care l-am avut ca putea traduce un scriitor important și în România, dar și în Spania. Dar acum, din ce în ce mai mult, își face un drum în Spania. Ceea ce nu este departe, de asemenea, spre a se face un drum către America noastră, America și Spania. Deci, este un mare privilegiu pentru un autor român să fie cunoscut prin limba spaniolă. Eu asta nu mai zis, dar este important să avem în vedere eforturile pe care de fapt autorul român este foarte, foarte mare pentru că trebuie să traduce. Asta iată este un pas și eu vă invit să luați cartea, să o răsfoiți, să o citiți și veți vedea că nu veți fi voi. Acestea sunt dispuse, nu la mine decât să mulțumesc la Michelu și țin la rest de acestea.